Și vreau să vă spun că pentru prima dată, după multă vreme, un lucru care m-a impresionat, și vorbesc foarte serios acum, este faptul că am văzut lângă mine, vorbesc de municipiu, niște oameni foarte valoroși, care m-au ajutat pe mine, dar i-am văzut din nou în echipă, lucru care cred că este, cel puțin pentru mine, cel mai frumos lucru care s-a întâmplat în campania asta. Campanie care altfel a fost destul de civilizată, destul de ok, în lupta noastră cu partidele, am încercat și am făcut, zic eu, niște lucruri civilizate, ne-am întâlnit cu adversarii noștri, ne-am schimbat impresii, idei, ne-am încurajat mai mult sau mai puțin. Deci a fost o campanie ok. Sigur că în ziua votului lucrurile n-au mai stat chiar așa de ok, dar vreau să spun că am fost foarte puternic și am contracarat toate eventualele lucruri care nu erau ok. Așa că tot am rămas la comparațiile cu sport, ați cam primit penalti la alegerile astea. Adică arbitru, electoratul va da penalti. Am primit și penalti, trebuie să recunoaște, dar în același timp am avut și jucători care au fost în cea mai bună formă. Au transformat penalti.